lansați în această seară la Iași? Noul nostru album, Zimbrul Alb, se numește. Ce fel de muzică conține? Conține o muzică la bază, să-i spunem, metal sau rock cu influențe metalice, peste care punem un drum de progresiv, punem un pic de simfonic, punem la nivel liric basme, legende și în principal un univers fantastic. Există pasaje mai dure, există pasaje cu minți, lente. Este un album foarte stufos, care are multe planuri și care se dezvăluie ascultătorilor la mai mult de 4-5 ascultări, părerea noastră. Care este mesajul transmis în spatele acestui album? Mesajul, ca, precum am spus, sunt mai multe nivele pe care, adică există mai multe mesaje. Ca deziderat, eu cred în puterea muzicii, în faptul că ea ajunge la oameni în moduri diferite și înseamnă lucruri diferite pentru oameni, și eu nu vreau să spun că înseamnă asta sau asta. Mie mi se pare important ca fiecare să-și ia ce îi se pare interesant din acest album, și e valabil pentru toate albumele noastre. Pentru cei care nu știu, noi facem numai albume conceptuale, iar conceptul acestui album cred că este cum să reușești să interiorizezi și să asumi suferințele și lucrurile grele prin care treci, și astfel încât să te schimbi în bine și să te împaci cu situațiile respective. Unde v-ați gândit să lansați acest album? La Iași. Noi venim de foarte mulți ani la Iași, cu mare plăcere. Am avut întotdeauna un public extrem de cald aici și este top 5 orașe din România unde ne face plăcere să revenim. Am cântat în deschiderea unor artiști internaționali de mai multe ori. Abia anul acesta, în decembrie, sunt șanse să cântăm la Londra și să întreprindem un turneu european alături de încă două formații românești. O să comunicăm atunci când va fi totul clar, probabil către toamnă. Însă albumul acesta, în acest moment, vinde mai mult în străinătate decât în România, pentru că a beneficiat de foarte multe recenzii favorabile în presa de specialitate internațională, și inițial ne-a întristat acest lucru, pentru că noi am făcut muzica pentru români în principal, după care ne-am dat seama că ar trebui să ne bucure și vom investi mai mult în comunicarea pentru piața internațională. În acest moment Cristi Răducanu la tobe, Mihai Balabaș la vioară, Corina Gheorghe la vioară, Alexandra Mile la vioară, Adi Comorașu la bas și eu sunt Andy Dumitrescu. Aceștia suntem. Mai nou ne leagă o strânsă prietenie și colaborare cu Ligia Hojda, alături de care pregătim un întreg album. Deci noi sperăm și credem că va face parte din acest proiect a la lung. Nu știu, din liceu, practic. Eu sunt cu toba și cumva, nu știu, am descoperit că am o treabă pentru ritm, pentru clasic, cu bețele în caiete și treburi de genul, și practic prin cartier cu colegii de joacă și de școală, ușor, ușor, nu știu, am pus-o de o trupă, cântat într-o trupă sau altele, da, e ceva vreme de când am început treaba asta și, mă rog, cu Andy, cu Buciu ne-am întâlnit din 2013, deci avem la anul 10 ani, da, da. Practic, ei au avut nevoie de toboșar, era o perioadă de pauză pentru Buciu la momentul respectiv, și Alex Pascu, care era prieten comun, i-a spus lui Andy despre mine, a venit să mă întrebe de disponibilitate. În momentul ăla nu cântam cu nimeni, mi se pare că tocmai terminasem cu trupa care cântam în perioada respectivă activitatea, și practic, mă rog, ne-am cunoscut, am stat de vorbă, am constatat că avem gânduri comune cumva și de atunci... Cum vi s-a părut ideea lansării noului album? Păi, practic,
e un lucru bun din multe puncte de vedere. Noi încercăm să ajungem în orașele mari, unde știm că avem oameni care ne așteaptă. A fost perioada cu pandemia care ne-a cam ținut acasă și, practic, începând de anul trecut, am reluat obiceiul ăsta cu a merge în orașe și ne-am întors acum la Iași ca să putem să lansăm albumul propriu-zis, pentru că anul trecut nu era încă totul gata și era un pic prea devreme. Am avut o cântare mai mult de să ne reîmprietenim cu Iași și acum am venit cu albumul.